Șansa lui Nea Doru a fost că în urmă cu aproape un an și jumătate a intrat în sala în care se afla Viorel Staicu, președintele clubului Iagir Târgoviște, club specializat în practicarea artelor marțiale stilul Budokai. De atunci viața lui Doru Popescu s-a schimbat radical, iar acum a renunțat definitiv la medicamente. Domnule Popescu, iată că pasiunea n-are vârstă. La 56 de ani practicați cu mare succes artele marțiale aici la Iagir Târgoviște. Ce v-a determinat să vă apucați sau ați fost un sportiv și înainte? Nu, n-am fost un sportiv înainte. Singura mea greșeală, între ghilimele, este că l-am cunoscut pe senpai, care mi-a schimbat total viața. Fiți un pic mai explicit, spuneți-ne de ce. Până să ajung la sala acum un an și două luni, luam foarte multe medicamente. Eu am avut un tromboembolism pulmonar. De un an și două luni nu mai au niciun fel de medicament. Numai mișcare și alimentație cât de cât sănătoasă. Da. E greu să țineți pasul cu mai tinerii dumneavoastră colegi? La început a fost foarte greu, acum este puțin mai ușor. Spuneți-mi cât de mult contează sau ce mesaj le transmiteți celor un pic sedentari așa, sau celor care se feresc să facă mișcare? Eu le-aș spune următorul lucru, mai bine la sală decât la spital. Dacă sălile sunt pline, spitalele vor fi mult, mult mai goale. Dacă toată lumea stă în fața televizorului, nu mai zic de fumat și de alte lucruri, e grav. E grav și nu au o bătrânețe cât de cât liniștită. Pentru Viorel Staicu, Doru Popescu este un exemplu. Președintele clubului târgoviștean crede că dacă sportivii mai tineri ar fi la fel de determinați precum Popescu, rezultatele acestora s-ar îmbunătăți simțitor. Practicăm și arte marțiale, după cum se vede Nea Doru, da? Domnul Popescu Doru, la 56 de ani practică și el, și copiii care fac sport.